Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Picătura Verde, emisiune în care vorbim despre sănătate picătură cu picătură. Invitatul meu de astăzi este doamna dr. Didi Surcel. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Cu dânsa povestim despre subiectul preferat al doamnei doctor, intestinul. Doamna doctor, spuneți-mi, vă rog frumos, ce se întâmplă în intestinul unui om? Din start trebuie să spun un lucru. Suntem oameni a cosmosului, a universului, deci nu rămâne să alegem. Noi trebuie să ne adaptăm la tot ce e în jurul nostru. Din punct de vedere biologic, noi suntem un ecosistem. Adică, noi așa cum populăm pământul și noi la rândul nostru suntem populați la nivelul intestinului de trilioane de celule, de microorganisme, mai multe decât celulele din organismul nostru. Iar aceste microorganisme, în general, au un efect protector, dar în condițiile în care sistemul imun scade ca și forță, devin agresive. Trebuie să menționez că microorganismele, 75% aproximativ, sunt benefice, deci ele ajută la digestie, ajută la crearea unor substanțe protectoare. Un exemplu dau, consumăm foarte multă fibră, o recomandăm în dietă pentru sănătate, este foarte binevenită pentru digestie, dar este și mai binevenită pentru că o parte din microorganismele digeră fibrele și le transformă în acizi grași scurți cu efect anticanceros. Iată ce protecție fac aceste microorganisme. Cele patogene trebuie să ne grijim de ele, pentru că atunci când se mulțesc prea mult, atunci devin agresive și induc boli. Dar trebuie să știm că sistemul imun la nivelul intestinului este cel mai puternic, 75% din tot corpul. Sistemul imun este blocat la intestin. Este un sistem în general, este un sistem imun mucos, a sistemului mucosal și ca și cum nu ar fi de ajuns, pe lângă el mai este și celula stem, sistemul mezenchimal stem. Această celulă de care am vorbit și altă dată are un efect de protecție deosebit de important pentru că ea are un efect reglator, ea acționează prin intermediul sistemului imun, mobilizează sistemul imun și, ce este și mai important, consider, turnoverul la nivelul intestinului este foarte mare, adică în 3-5 zile celulele se reînnoiesc pentru că ele sunt distruse la acest nivel prin funcțiile pe care le au și prin flora cu care vin în contact, iar celula stem le regenerează și vom avea întotdeauna celule noi și eficiente. Deci, realizăm un lucru la nivelul intestinului, pe lângă celulele specifice cu funcție digestivă, există celule sistemice care se găsesc în tot corpul și care au un efect deosebit de important în apărare și în procesele antiinflamatorii. Este vorba de celulele sistemului imun și celulele stem. Trebuie să vă spun și de celulele sistemului imun. La nivelul intestinului sunt așa numite celule mucosale, care se activează numai la anumite alimente, nu la microbi. La ce alimente? Vă spun imediat. Și asta este important pentru că aceste celule citotoxice anticanceroase să activează la crucifere, la tot felul de produse, varză, conopidă, care au un efect anticanceros foarte important. De aceea recomandăm la cei că la un moment dat când vorbim de intestin, trebuie să vorbim și de dietă. Eu pot să spun că un cancer de intestin îl pot vindeca prin dietă, gemoterapie și homeopatie, fără să mai avem nevoie de altceva. Chiar? Wow. Dacă vine în faze avansate. De obicei, la noi, la cei care facem și medicină alternativă, știți când vin, la mine cel puțin, când oncologia le închide ușa. Și atunci apelează și să știți că nu odată, ci de multe ori, rezultatele sunt surprinzător de pozitive, de reușite. Deci gemoterapia acționează la acel nivel prin capacitatea lui de dezintoxicare,
prin capacitatea de mobilizare a sistemului imun, prin capacitatea de antioxidare și de sintetizare a unor produși cu efect anticanceros sau antiinflamator. Pentru că de dată tot foarte recentă să știi următorul lucru. Cancerul, în evoluția lui, se pune problema, ce are gemoterapia cu cancerul? Cancerul este produs printr-un proces inflamator. În producerea lui, cauzant, nu se știe exact, dar în producerea lui, 100% toți cercetătorii au ajuns la un numitor comun că există un proces inflamator necontrolat. Gemoterapia acționează pe procesul inflamator și antioxidant. Și iată cum cele două își dau mâna. Doamna doctor, cu siguranță telespectatorii noștri sunt lipiți de televizoare pentru că ați spus puțin mai devreme că reușiți să vindecați cancerul de intestin. Da. Cu ce produse? Nu, întrebarea este foarte bună. Adaptate de la cas la cas. Perfect. Nu se dau aceleași produse, de aceea este bine gemoterapia să o facă un medic. Pentru că produsele eu le dau în mod, după ce consult bolnavul respectiv, stau de vorbă cu el. Dacă este în fază foarte gravă și nu mai am o soluție, nici nu înțeleg bine de la el, nu știe să se exprime bine ce are, îl pun la un regim alimentar. Este obligatoriu. Asigur o digestie bună prin smochinul, care este un element esențial care acționează în digestie. Administrezi merișorul. Merișorul care merge foarte bine în diaree sau constipație. Simptome care sunt însoțitoare a procesului canceros. Iar tuia este cu efect anticanceros bine precizat. La persoanele care vin în fază gravă, asociez și homeopatia, pentru că intervin măcar în primele 2-3 săptămâni cu acțiune puternică, intensivă, pentru ca să blochez acele celule canceroase care domină zona respectivă. Pe parcurs, reduc în intensitate, menținându-l o perioadă intermitent, asociat cu regim alimentar. Ce înseamnă regim alimentar? Regim alimentar înseamnă 1. Administrez, îi notez în lista persoanei respective alimente cu acțiuni anticanceroase. 1. Varza, conopida, usturoiul, ceapa, sunt alimente roșia prin licopen, un pahar de vin roșu natural. Resveratrolul este perfect, care place de obicei. Usturoiul cu care am început și este foarte bun. Pe lângă alimentele care le recomand cu efect anticanceros, mai asociez alimente cu efect antiinflamator. Pentru că știm că în producerea cancerului este un proces antiinflamator. Sigur și de data aceasta mă adaptez de la cas la cas. Dar încă o dată am spus, în condițiile în care vin persoane care consumă alimente vegetale, numai vegetariene, tot mai mult persoane vegetariene sunt cu cancer, deci pare o surpriză. Pentru mine nu e o surpriză. Ce? Pentru că vegetalele vin de la un congres din Canada, în care și americanii au prezentat cazuri cu cancer la persoane care lucrează la o fermă de mere. Sunt stropite cu pesticide, cu insecticide, cu fungicide. Și atunci eu recomand la aceste persoane cum să le consume. Roșia. Roșia să nu consume partea albă din interior. Acolo sunt nitrații. Anumite frunze să le spele, rădăcinoasele să taie. Castraveții care sunt foarte verzi, alea prinde nitrați, trebuie scoase. Deci, alimentele care să le consume, cum să le consume, cum să fie protejați. Sigur, carnea este dificilă pentru că prin metabolizarea ei apar niște produse toxici. Dar dacă îi asociezi, dacă poftește foarte mult, nu-l stresezi psihic. N-am vorbit nimic de elementul psihic, am condus sinteza de cancer pe țară. Din punct de vedere al medicinii muncii și la 95%, poate și mai mult, din bolnavii internați la oncologie au avut în prealabil un stres psihoemoțional. Deci o emoție negativă, un divorț, moarte în familie, la cineva, stres la locul de muncă. Deci grijă și la elementul ăsta, pentru că după 4 ore de o supărare intensă,
sistemul imun este la pământ. Și în perioada aia, celulele canceroase, toți avem 2, 3, 4, știu eu câte celule canceroase. În perioada aceea, celulele acestea se pot înmulți foarte mult, pentru că este un grad de hipoxie, peste un grad de neoxigenare în corp. E incredibil ce îmi spuneți. Cum putem gestiona aceste supărări astfel încât să nu lăsăm celulele canceroase să se mulțească? Da, sigur că da. De aceea, poate cu asta trebuia să încep, de aceea m-am îndrăgostit de homeopatie și gemoterapie, pentru că singurele care prind partea de emoție, de afect, de mental, fără să te trimită la psihiatrie. Deci cu elemente care, starea care te-a dat, stare de depresie, de nemulțumire, frica trebuie să o înlocuim. Frica să nu mai existe. Homeopatia are remediu pentru frică. Neliniștea, insomnia și toate au posibilitatea să fie tratate și homeopatic și ceva, de la casă la casă. Deci este foarte important ca pacienții să vină în primul rând la medic să povestească. Obligatoriu. Obligatoriu. Vin de la o scrisoare care am primit-o, mai am un minut probabil. De la o scrisoare care am primit-o ieri de la cineva. Sigur că da, trebuie să treacă prin mâna unui medic. Îmi spunea de un copil de 9 ani cu trombocitopenie importantă ce tratament să ia și a luat două remedii gemoterapice și nu știe dacă îi fac bine, nu îi fac bine. Neapărat trebuie să treacă prin mâna unui medic. De exemplu, un trombocit care este foarte puțin poate fi dat o tumoră a măduvei în zona medulară, dar poate fi de altă cauză a leucocitului, deci o dezvoltare de leucemie. Poate fi o stare toxică, o consumat ceva toxic și este pe perioadă scurtă sau poate fi de cauză virală, s-a făcut o cauză de coagulare periferică. Trebuie să stăm de vorbă cu el ca să-i dăm remediu cel mai potrivit. Vă mulțumim, doamna doctor. Dragi telespectatori, întâi mergeți la medic, abia apoi luați tratamentul. Să ne revedem sănătoși!